Чтобы Бухуров сказал, что избегать линии Европейской Сибири. Президент Мунищиков был. Меня звенит. Вот сюда. Пойдем вам гасить. Я today I want to say thank you very much from our people from our municipality for all the projects. Thank you very much, dear Mr. Mayor. It is my pleasure to be here together with my colleagues, ambassadors of the member states of the European Union. We are also of various nationalities here, coming to Belts to speak about how the European Union member states are supporting people of the Republic of Moldova, people living in Belts. Am discutat despre posibilitățile de a susține și mai mult pe cetățeni care trăiesc în Belts cu Uniunea Europeană. Țările membre Uniunii Europene, întreaga echipa Europa, poate să fie de ajutor să vină cu proiecte care vor îmbunătăți infrastructura și viața cetățenilor. Am discutat despre proiectele care au fost realizate în municipiul Bălți, despre cele care sunt planificate pentru municipiul Bălți. Am explicat situația ce ține de toate problemele cu care s-a confruntat municipiul Bălți. Mă refer de problemele legislative, construcții legale. Am reiterat poziția noastră și dumnealor sunt foarte bucuroși. Au spus faptul că primăria din municipiul Bălți deja 3 ani la rând este cea mai transparentă în Republica Moldova. Au spus că Bălțu are o perspectivă mare. În continuare vor fi sprijinite mai multe proiecte în municipiul Bălți. Dar am explicat și o poziție, că dacă noi la nivel legislativ nu vom modifica mai multe legi, ca orașul să aibă o viață nouă, nu doar în baza unor acorduri de prietenie, de colaborare, cum avem cu alte orașe din state diferite, dar multe lucruri le putem face noi singuri în municipiul Bălți. Important că să ne permită legislație, ceea ce astăzi, cu părere de rău, nu avem. Din partea la toți bălțenii, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea la acest proiect important, deoarece acestea 11 noi troleobuse sunt foarte importante pentru locuitorii orașului, pentru suburbii, pentru zone din oraș unde n-au văzut oamenii troleobuse până în anul 2021, din cauza că nu existau rețele de contacte speciale. Valoarea totală a proiectului este 3.700.000 euro, dintre care 2.500.000 de euro este credit BERD și 1.200.000 de euro grant din fondul parteneriatului Europei de Est pentru eficiență și mediu. Suplimentar, vreau să mulțumesc guvernul Suediei pentru grantul de 1.000.000 de euro. Datorind tot acestui grant, municipiul Bălți va fi primul oraș din Republica Moldova care va avea un plan de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru mulți ani înainte. Dragi bălțeni, dragi prieteni, am deosebită plăcere să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră. Acesta este un rezultat concret pentru cetățeni, dat fiind faptul că datorită acestui suport locuitorii orașului Bălți au acces la transport public mai confortabil și ecologic în conformitate cu abordarea ecologică a Uniunii Europene. A trecut numai un an de când am semnat, domnule primar, contract respectiv. Am fost împreună atunci, suntem împreună astăzi. I'm also very happy to be here today and to be able to congratulate you to putting into operation these modern buses, low floor,
energy efficient and environmentally friendly buses, and this only a year after signing the agreement. And here we also see buses that will ensure an uncomplicated access for all citizens, including people with special needs, living in the suburbs of Belz, having an access to the city center. So let me again congratulate you all, and to say that we look forward to continue this journey on a positive development in Belz. De ce vorbim astăzi? Nu vorbim de unele troleibuze numai. Vorbim despre oraș, vorbim despre municipiu, vorbim despre țara, vorbim despre patria. Sunt cuvinte care poate sună așa frumos, dar în unele cazuri nu suficient de concret. Ele trebuie să aibă un conținut concret. Și fiecare lucru contribuie anume la schimbarea modului nostru de viață. Și vă urez tuturor dumneavoastră ca prin aceste troleibuze care au venit și modul de trai al dumneavoastră să fie mai bun, ca să fie încă un pas către o modernizare a țării dumneavoastră foarte frumoasă, Republica Moldova. Mulțumesc frumos, Doamne ajută! Bună ziua tuturor! Mr. Mayor, dear colleagues, excellencies, this is a wonderful day that I am very proud and happy to be part of. It is a concrete illustration of what the European Union has been doing and is still doing for all the people of Moldova. So, Mr. Mayor, congratulations for this day, an important day for the people of Belz, and thank you very much for organizing this. Dear passengers, welcome, please. Okay. Please. Okay. No, Anna, please. Oh. Please. Passenger number one. You are the leading. Wow. Attention, Mushkin. Yes, it's important. We have a very important district in Belz. We call Ban, and we never used trolley buses before. And it's a great opportunity for the people, because before they had to use a bus, yes, then they had to change for a trolley bus, and now it's more comfortable. And the most important thing is for the people from Elizaveta. It's a village, a part of Belz municipality. And the people from the village to use a trolley bus to come to the city, it's again something new. So how many are people who will be served by these trolley buses, or will you know, possibility? We tried to organize all these 11 to different directions, and I can say that it's for all the city. We don't have just a part that use. So what I think is important to be mentioned is that they are modern, comfortable, so with large space, low floor, so which is easy for, especially for elderly people. Now we go to Yorga Street. From this we start our route where we didn't have trolley buses before, for you. Domnul ambasador, cum vă simțiți în trolley bus? How do you feel in these trolley buses? Este fantastic, este susținerea europeană. We don't want to go out. Yeah. We can go to Chișinău, but we will need to recharge somewhere in Telenești or in Orhei. Foarte confortabil, foarte confortabil. I feel like spațial. I'm back to high school. Yes. Like all of them are students today. Yeah. Extraordinar.